Primarul Ion Lungu a amintit în conferința de presă săptămânală faptul că proiectul skateparkului din zona patinoarului începe să prindă contur. Acesta își dorește ca investiția să fie finalizată chiar până la finalul acestui an. Deci spuneau că un proiect promis copiilor și numai skateparkul din municipiul Suceava din zona patinoarului începe să scape de contur, spun eu. S-a definitivat soluția tehnică, se lucrează la licitație în acest moment. Valoarea licitației este de 591.397 lei, din care C plus 1563.197, iar 28.160 diverse și neprevăzute. Noi dorim să realizăm chiar în acest an acest skatepark. Sper să putem, având în vedere faptul că urmează o licitație și știți dumneavoastră că la licitație de multe ori lucrurile se blochează, se amână, dar măcar să începem în acest an și în perioada cea mai scurtă de timp să finalizăm acest proiect, pentru că sunt foarte mulți tineri care merg și se dau cu rolile în fața palatului administrativ, în zona centrală, și nu e lucru cel mai în ordine. Se fac și anumite deteriorări de suprafețe acolo și deranjează lumea. Am chiar sesizări din zona centrală. Ca atare o să le facem acest skate park destinat lor, să poată merge acolo să practice acest sport, să facă mișcare.